moment important pentru sistemul educațional din județul Mehedinți. Au fost achiziționate 31 de microbuze electrice pentru copiii din 31 de unități administrativ-teritoriale, iar astăzi a fost semnat contractul pentru achiziția acestora. Moment important pentru sistemul educațional din județul Mehedinți. Au fost achiziționate 31 de microbuze electrice pentru copii din 31 de unități administrativ-teritoriale. Astăzi a fost semnat contractul dintre Consiliul Județean Mehedinți și firma care va furniza cele 31 de microbuze. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a pus mereu pe primul plan doleanțele cetățenilor, nevoile acestora, iar de această dată vorbim despre un moment important pentru sistemul educațional din județul Mehedinți. După cum bine vă amintiți, în vara anului trecut am semnat la Guvernul României, în prezența primului ministru, cu doamna ministru al educației, un contract care ne-a asigurat finanțare pentru a putea achiziționa cel puțin 31 de microbuze școlare electrice, care să deservească copiii din 31 de unități administrativ-teritoriale. Am îndeplinit atunci toate procedurile legale, astfel că am terminat și procedura de achiziție publică și astăzi am ajuns în momentul în care vom semna contractul de furnizare a 31 de bucăți de microbuze școlare. Este administratorul alături de mine și vom semna astăzi contractul dintre Consiliul Județean Mehedinți și firma care va furniza aceste microbuze școlare. Vorbim de 31 de bucăți de microbuze școlare care vor fi livrate într-un termen maxim de 8 luni de zile de la data semnării acestui contract, care vor avea o capacitate de 16 locuri, plus, evident, locul șoferului. Din aceste 16 locuri este un loc pentru persoane cu dizabilități, iar microbuzele vor fi dotate cu sistemul care permite urcarea persoanelor cu dizabilități în microbuz. Aceste autobuze sunt extrem de așteptate de către unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului nostru, dar și de copiii și părinții acestora, deoarece reprezintă un real beneficiu pentru aceștia. Aceste microbuze electrice presupun din partea beneficiarilor instalarea de stații de încărcare electrice. E onoare pentru noi că putem să fim parteneri într-un proiect atât de important și prestigios, că e totuși un produs nou și inovator pentru piață. Din fericire am reușit anul trecut să obținem omologare europeană pentru acest model de mașină și încercăm să livrăm într-un timp cât mai scurt către dumneavoastră și sperăm să ne ridicăm la exigențele dumneavoastră. De asemenea, Consiliul Județean Mehedinți a depus o cerere de finanțare la administrația Fondului de Mediu pentru a achiziționa încă 10 microbuze electrice. Noile autobuze achiziționate cu fonduri europene au o autonomie de până la 300 de kilometri, fiind extrem de necesare pentru copii și prietenoase cu mediul.